sărbători fericite! Farmacia inimii, Catena. Sponsor Casa Timiș. Crăciun fericit, dragi prieteni, spectatori și telespectatori! Nașterea pruncului Iisus Hristos să aducă pentru fiecare, acasă, acolo unde știm, sunteți adunați în jurul mesei, cu toți cei dragi, sănătate, pace, dragoste și multă credință. Cam fiecare an intrăm în casele dumneavoastră cu un program special potrivit unei mari sărbători. Vă rog să-mi permiteți să salut încă de la început prezența alături de noi a Orchestrei Ansamblului Profesionist Maria Tănase, dirijor Nicolae Drăghia. Crăciun fericit pentru dumneavoastră și pentru familiile dumneavoastră și mulțumim că ne sunteți alături. Ansamblul, trebuie să spun, este prezent în această seară în emisiunea noastră în formulă completă. Orchestră, dansatori și, desigur, managerul Niculina Stoican. Le mulțumim foarte mult pentru ajutor. Anul acesta, dragi prieteni, am ales să celebrăm în seara de Crăciun unul dintre cei mai iubiți artiști din România, pentru cei 40 de ani de activitate pe care, iată, îi împlinește alături de noi, alături de dumneavoastră, publicul care l-a însoțit întotdeauna. Invitatul s-a născut dintr-o mare dragoste. O dragoste ce i-a unit pe doi dintre cei mai mari artiști ai folclorului românesc. A moștenit talentul părinților și iată că astăzi numele său umple sările de spectacol atât în țară cât și în străinătate. A debutat la 9 ani alături de tatăl său, cel care l-a încurajat să urce pe scenă sub bagheta dirijorului Ionel Budișteanu. Este absolvent al Academiei de Muzică Ciprian Porumbescu din București și apoi a urmat cursurile conservatorului Serghei Rahmaninov din Paris, canto clasic. A înregistrat 15 albume de muzică populară, un album de muzică ușoară în colaborare cu compozitorul Nicolae Caragea pe versurile poetului Grigore Vieru. Apoi un album de muzică internațională interpretate la NAI, înregistrat în Sydney, Australia. A fost prezentatorul mai multor producții de divertisment la stații TV de top din România. Este inițiatorul unor proiecte de suflet, Fundația Culturală Ion Dolănescu, Fundația Culturală Maria Ciobanu și inițiatorul Festivalului Național de Folclor Ion Dolănescu. De asemenea, este fondatorul Orchestrei Profesioniste Doina Basarabiei. Doamnelor și domnilor, astă seară, pentru noi și pentru dumneavoastră, Ionuț Dolănescu! Mele, drumul de copii, mi-apare în cale chipul tatei, floare de aprilie. Îl prind în mâini și îl sărut, lume draga mea. El m-a învățat, el m-a crescut, lume draga mea. Mă uit adânc în ochii lui, lume draga mea. Și parcă-s ochii mei căprui, lume draga mea. Împodobit de sărbătoare, mi-a pus la cap un pom, umbrat cu stele lucitoare, să cresc și să fiu om. Și Dumnezeu mi-era în suflet lumină ca în rai. Și toate le vedeam, mai era, tu, mamă, nu erai. Și Dumnezeu mi-era în suflet lumină ca în rai. Și toate le vedeam, mai era, tu, mamă, mă iubeai. Și de cântat, vino mândra mea la mine în sat. Te vrei să-ți petreci cu lăudari, vino satul meu în pierșinari. Hai, 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 vino mândruț.
măruță să te prinde mijloce. Hai, hai, și să te joc mândro ca la breaza mărunței. Hai, hai, să-ți adă altița, eu voi o să chiuiesc. Hai, hai, să-ți sărut curița, că așa-i jocul românesc. Sat la noi se strâng fete multe și flăcăi, flăcăi prin fetele de mână și din ora mare îmbătătură. Hai, hai, dei să vii mândruțo, vei ține minte mereu. Hai, hai, și hai să trăim mândruțo, să mai fii în satul meu. Hai, hai, de ți-ai dor mândruțo și vrei să te înveselești. Hai, hai, vin om pierd și nari și ai să mă pomenești. Sunt băiat și mi-e drag și cu tata am semănat și la joc și la iubit. Cu tata m-am potrivit, eu iubesc, el a iubit, acum vremea i-a trecut. Venit. Eu iubesc, el a iubit, acum vremea i-a trecut, mie rândul mi-a venit. Și sunt vorbit și mulți dușmani mi-a făcut. Mă vorbesc ai mei dușmani, că iubesc și ca mani. Dar omul fără dușmani e ca punga fără bani, drumul fără bolovani. Că și tata a fost vorbit, că a trăit și că a iubit, și de dușmani n-a murit. Că două mândruțe-mi plac, Ioana și Maria. Nu știu ce să mă mai fac, mă apucă urgia. Că două mândruțe-mi plac, Doina și Maria. Asta este boală grea, măi, fata Neichi, nimeni nu scapă de ea. Dar aseară au aflat Ioana și Maria că la inima mea-i loc și pentru a treia. Asta este boală grea, măi, fata Neichi, nimeni nu scapă de ea. Asta e boală cu dor, măi, fata Neichi, păi cu una tot mă-nsor. Este sărbătoare, iar mă împăt, iar sparg pahare. Ea strigă mai ca la mine, nu mai bea copile. Astăzi este sărbătoare, iar mă împăt, iar sparg pahare. Ea strigă mai ca la mine, nu mai bea copile.
Nu mai bea că-ți o fi rău și-o fi mai de capul tău. Dar ea maica-mi spune așa, măi copile, nu mai bea. Dar eu, maică, nu fac rău, că petrec și cânt mereu. Când că-mi e dragă lumea și-o-i petrece cât-o-i vrea. La mulți ani, mulți ani, noroc și mulți bani. Mulți ani să trăiți, să fiți fericiți și dumneavoastră. Iar beau, iar mă-mpăt, iar mă spală cu oțăt. Mâine-i maica-mi zice iară, te-mpăt așa seară. Azi iar beau, iar mă-mpăt, iar mă spală cu oțăt. Mâine-i maica-mi zice iară, te-mpăt așa seară. Că ți-a spus să nu mai bei, mâine cu pretinii tăi. Băutura arzo focul, o să-ți mănânce nodocul. Norocul meu pe pământ e să-mi petrec și să cânt. Dar ia cânt, măicuța, așa, să mă asculte lumea. La mulți ani, mulți ani, noroc și mulți bani. Mulți ani să trăiți, să fiți fericiți. La mulți ani, mulți ani, noroc și mulți bani. Mulți ani să trăiți, să fiți fericiți. La mulți ani! Ce atmosferă a creat aici Ionuț Dolănescu. Bună seara, Crăciun fericit, Ionuț. Sărmâna, mulțumesc asemenea. La mulți ani. La mulți ani. Ești superbă. Ești așa ca din povești. Mulțumesc. Uite, oamenii s-au ridicat în picioare aici pentru tine. Cred că se întâmplă asta și acasă. La mulți ani ție pentru 40 de ani de activitate artistică, despre care vom vorbi în această seară. Te rog să ne spui doar atât. Cum ești după 40 de ani de scenă? În viață. Asta e important, corect. În viață, sănătos, da? Cu emoții, cu bune, cu rele. Știi, acum 15 ani l-am pierdut pe iubitul meu tată, dar mulțumesc bunului Dumnezeu că mama este sănătoasă, am o familie reușită, sunt un artist iubit, iar ceea ce nu am înseamnă că n-am nevoie. Minunat! Deci dacă ar fi să te întreb ce-ți mai dorești după acești 40 de ani, nu prea ai ce spune, nu? 40, sau că am împlinit multe. 40 de cântec și aproape 52 de viață. Ai, n-am vrut să spun acum. Vezi, eu mă gândeam să spunem așa că ești flăcău. Fără vârstă, fără să ne uităm foarte mult în buletin. Dragul meu, pe parcursul acestei seri am pregătit foarte, foarte multe imagini care sunt convinsă îți vor face plăcere. Sunt oameni pe care îi vei revedea, clipe de care ne vom aminti împreună, așa că te rog să privești spre ecran. Trandafir roșu în grădină, dragă-mi e vremea senină, cu soare și cu lumină, cu belșug și masă plină, cu belșug și masă plină. Arătai ca un băiat, îl mai cu minte din sat mai. Și mândru și sprintenel, niciun flăcău nu-i ca el mai. Nici în târg, nici în cetate, nici în 2000 de sate. Nici în târg, nici în Pitești, mai numai unul București, mai. Da! Ionuț Dolănescu la 10, respectiv, cred că 18 ani, nu? Cam așa. Emoționant, emoționant să văd în spatele meu niște instrumentiști remarcabili. Exact. Mine este un lucru știut că din casa tatălui meu, la aceste petreceri extraordinare, era nelipsită regina romanței, cum o numea tatăl meu, marea interpretă Ioana Radu. Cea care de altfel m-a și dus la școala de muzică pentru prima dată, pentru că era apropiată a doamnei Lavinia Coman, directorul școlii de muzică din vremea aceea. Aveam doar 6 ani și o să vă povestesc așa o întâmplare scurtă. În fața comisiei care se întrunițe acolo să ne evalueze pe noi tinerii învățăcei,
Unul dintre profesori m-a întrebat, zice, puișor, ia spune, tu știi să cânti un cântec? De eu mă uit așa în spate, zic, da, orchestră aveți? Obișnuit, domne, să fie profesionist de acasă. Pentru că, după cum ați văzut în imaginile, cred că din anul 81, 1981-1982, am avut șansa să cunosc în casa tatălui meu mari, mari artiști, mari instrumentiști, Toni Iordache, Vasile Pandălescu, maestru Mircea Bogdan, acolo în acele imagini este maestru Marius Olmazu, marele... Marin Cotoanță. Marin Cotoanță, da. Și fratele maestrului Ion Voicu, Brinchi, un om extraordinar de la care eu vă mărturisesc că am învățat să cânt la pian, pentru că venea acasă și mă învăța. Ce șansă minunată, da, să trăiești într-un astfel de mediu. Și te-aș întreba, Ionuț, să priveai acele imagini. Ce nu mai are Ionuț cel de astăzi de la copilul și adolescentul de acolo și ce are astăzi și nu avea atunci? Păi, astăzi, ce ai câștigat, ce ai pierdut? Astăzi am casa din Cai Matei, am devenit proprietar după mai mulți ani de în care am dezbătut în instanță această casă. Am avut fericirea să o câștig și am și renovat-o de curând pentru că doresc să o păstrez în memoria tatălui meu, să o transmit urmașilor mei, respectiv nepoților lui Ion Dolănescu. E chiar locul pe care l-am văzut în imagine. Exact, dar nu-l mai am pe tata. Pentru că în viață nu poți să le ai pe toate, din păcate. Dar îi păstrez via amintirea. Mă bucur că am reușit, sprijinit de edilii și de cei de la Târgoviște, de mare prieten al tatălui meu, maestru Florin Georgescu, să punem bazele acestui festival care îi poartă numele la Târgoviște și care se ține în fiecare an. Și sunt fericit pentru acest lucru, pentru că tinerii interpreți pot îmbrățișa cântecele nemuritoare ale lui Ion Dolănescu. Acesta e mesajul, de fapt, un repertoriu extraordinar pe care, iată, nu-l ții doar pentru tine, ci e important că merge și către generația tânără. Sigur că da. Astă seară, doamnelor și domnilor, ne vom bucura împreună atât de tot ce înseamnă artistul Ionuț Dolănescu, dar și de prietenii săi. Avem invitați, colegi de breaslă, prieteni foarte vechi, prieteni poate din perioada recentă, dar cu toții venind aici să-i spună la mulți ani lui Ionuț Dolănescu pentru 40 de ani de carieră. Și începem cu una dintre vocile prezente în mai multe dintre înregistrările lui Ionuț Dolănescu. A fost supranumită urmașa Mariei Ciobanu. Doamnelor și domnilor, Mariana Ionescu cu Capitanescu. Bine v-am găsit. Să rămână. Bine ai venit, Mariana, îți mulțumesc. Bine ai venit. Bine v-am găsit. Mă bucur, sunt foarte emoționată. Mă gândeam în culise de când ne cunoaștem noi. Și mi-am dat seama că nici nu aveam 20 de ani, nici eu, nici el. Venea la Orchestra Vâlceanca, venea în spectacolele noastre până în 1989, alături de marele maestru Ion Dolănescu, și atunci ne-am cunoscut. Chiar mi-a spus că am o voce deosebită și îți dai seama ce curaj mi-a dat. Ca după aceea să devină un vis împlinit pentru mine, să cânt împreună cu el într-un proiect foarte important, Dragobetele în 2001. Exact. Aici, așa în studioul este. TVR. Aici, la Televiziunea Română, alături de doamna Elize Stan. Așa este, doamna Elize a avut grijă de noi, de toți tinerii. Atunci eram boboceii dumneei și iată că noi ne bucurăm de dumneei pentru că încă ne sfătuiește și cred că este mândră de noi. Așa să fie. Ce îi spui lui Ionuț la 40 de ani de carieră? Așa, un sfat, un gând. Înainte de asta, voiam să spun că atunci, în 2001, noi am fost așa de norocoși să-l avem în studioul de înregistrări pe maestru Ion Dolănescu alături de noi. Noi încercam să conturăm un cântec și nu ne descurcam la versuri, ni se păreau noastre că nu se potrivesc și maestru Ion Dolănescu ne-a ajutat, îți mai amintești? Ne asculta în căști cum cântăm, a fost prima înregistrare de duete. Vreau să-ți urez succes și să se îndeplinească proiectul nostru, pentru că avem un proiect să înregistrăm un nou album împreună. Minunat, o veste bună, din 2005. Deci. O veste bună. Da. Noi avem un cadou pentru tine din partea partenerilor noștri. Am să-i rog pe colegii mei să vină aici pentru Mariana. Cred că o să dai soțului. Este o sticlă de vin din partea
susținătorilor acestui program, Casa Timiș. Dacă ai vreme, te rog să și poposești acolo. Mulțumesc frumos! Să-l arătăm și la cameră. Exact, uite, așa arată. Este, vreau să vă spun, un vin bun. Acum, nu că mă pricep eu foarte mult, dar am auzit bărbații din echipă care au spus că e un vin bun. Așa că pentru mulțumesc soțul frumos. Tău, o să-l las domnului și îl preluăm în Timiș. Sunt în convins că e un vin deosebit. Și vă așteptăm când aveți timp. Invitația este deschisă din partea gazdelor de la Casa Timiș pentru a face o vizită acolo. Doamnelor și domnilor, cred că vorba lungă sărăcia omului. Lasă să vă cânte! Succes! Și papuci, mândruță, unde te duci? Nu mănână cu nulcior, of, se vede piciorul gol. Mă duc neică la izvor, să iau apă de portător și la cine-i da să bea, pumă și gurița mea. Aștept să-mi ieși în cărare, să-ți iau papuci în picioare, să gust apa din ulcior, of, să-ți mângâi piciorul gol. Și mă lași fără nevastă. Dulce-i dragostea pe lume, ea se face, nu se spune. Că dacă s-ar povesti, unii nu s-ar mai iubi. Se adună, adopui voi.
Mulțumiri pentru sprijinul acordat sponsorului nostru, Banca Centrală Cooperatistă Credicop și băncilor cooperatiste afiliate. Le mulțumim foarte mult. Și mulțumim sponsorului nostru Irun, tractoare românești. Mulțumim din suflet pentru susținere. Dragă Ionuț, ce înseamnă pentru un artist să aibă succes, din perspectiva ta? Să reușești să treci rampa, să reușești prin, ce înseamnă asta? Prin prestația ta artistică să intru în sufletul oamenilor, să-i convingi, nu știu, să, omul să plece acasă după ce te vede în sala de spectacol cu ceva în suflet și în gând. Și atunci cred că ai reușit. Dacă nu transmiți nimic publicului, degeaba cânți. Deci până la urmă nici nu mai contează cum cânți, ce cânți, e important acest tip de carismă, ceea ce numim să treci rampa, nu? Atârnă mai greu? Sau trebuie să fie toate la un loc, la superlativ? Un artist care nu transmite, nu este artist. Deci, orice fel de prestație ar fi ea, actoricească, dacă ești cântăreț, chiar și cântăreț de operă, eu cred că asta ne diferențiază pe mulți dintre noi. Dar te-aș întreba, ce părere ai despre artiștii, chiar din muzica populară, care se doresc în trending? În zona online. Crezi că un artist de muzică populară are nevoie de prezența în trending cu ceva? Ce părere ai? Eu cred că da, asta este moda. Dar în același timp, degeaba ești în trending dacă nu transmiți nimic. Și ce e val, cavalul trece. Același lucru, nu? Revenim tot la... Exact. Pe tine personal te interesează mediul acesta? Adică faci în mod constant conținut și pentru social media? E foarte important. Am și eu câteva pagini de Facebook și pagina de Facebook Maria Ciobanu, Ion Dolonescu Oficial, chiar a festivalului Ion Dolonescu, care, cum am deci spus... Deci te ocupi și în acest sector? Sigur că da. Și îi mulțumesc pe această cale domnului Mocanu, pentru că eu nu prea am timp, dar în sfârșit, deci suntem și în mediul online, dar nu atât de agresiv cum sunt alți artiști. Deci n-ai căutat până la urmă să fii foarte prezent acolo, zi de zi, nu, pentru trebuie. Că pentru mine este o mare bucurie să le cânt oamenilor, adică să fiu în sala de spectacol sau, eu știu, să fiu pe scenă. Sigur că pot să fac transmisii și de acasă și din baie, dacă vrei. Putem să punem pe YouTube, pe TikTok și așa dar mai departe. Dar publicul care te caută pe tine nu este neapărat cel care este în social media, nu? Este un alt fel de public. Ceea ce le-aș transmite eu tinerilor din ziua de azi este că e foarte important ca să știi încotro te îndrepți, să știi mai întâi de unde vii. Esențial. Trebuie să vă spun că următoarea invitată a lui Ionuț Dolănescu, cred că răstoarnă cumva toate principiile de marketing ale acestui timp. Și spun asta pentru că este un personaj, o știm cu toții, și de fiecare dată, atunci când cântă, în timpul acesta, 2023, atât copiii, cât și adolescenții, oamenii care sunt cumva ai calculatorului, se ridică și joacă în hora pe care ea o propune. Fără excepție, indiferent unde cântă, se creează această atmosferă. Doamnelor și domnilor, mă bucur că astă seară este alături de noi o mare artistă. O prețuim și o respectăm pentru longevitate, aș spune în primul rând, și apoi pentru un spirit extraordinar de adaptare la tot ceea ce înseamnă schimbările timpurilor. Dragi prieteni, Mioara Velicu! Mai bătiți-vă de șor, zic împărtitare, să se audă în vale. Mai bătiți-vă de șor.
să rămână doamna Miara. Bună seara, Crăciun fericit, mă bucur să vă văd. Mulțumesc. La mulți ani. Și mulțumim pentru că ați venit astăzi. Mulțumesc din suflet. Sunt așa de bucuroasă să fiu la un spectacol minunat, la o recunoaștere a ta, pentru că viața mea a depins extraordinar de mult cântecul de ansamblu Ciocărlia de Maria Ciobanu. Cu care sunteți prietenă bună. Dar cu care sunt prietenă lumea. Și datorită... Cea mai Marie, bună prietenă și datorită Mariei Ciobanu, eu am câștigat niște bani extraordinar de mulți când mă lua la nunți. Ia uite ce aflăm noi acum. Păi dacă tot știți foarte bine părinții lui Ionuț, vreau să-mi spuneți ce credeți că am împrumutat de la unul și de la altul. Am împrumutat în primul rând și în primul rând modestia. Așa. Pentru că de fiecare dată când suntem într-un colectiv, el știe totdeauna să respecte. Nu mai zic de voce, este un talent extraordinar și să dea Dumnezeu să ajung să cânt și cu unul din copiii tăi. Doamne ajută! Pentru că doamna Mioara Velicu este într-adevăr un artist atemporal. Asta e clar. Noi o numim aici în echipă, îi spunem nemuritoarea Mioara Velicu. Bravo. Și astă seară, într-o întâlnire cu totul specială din punct de vedere muzical, l-am așezat pe Ionuț Dălănescu lângă Mioara Velicu. O să vedem imediat ce a ieșit. Am un cadou și pentru dumneavoastră de la prietenii noștri de la Mulțumesc Casa Timiș. Mulțumesc și n-ai spus de la început, asta îmi place și el mai mult. Asta îmi place și el mai mult. O să găsiți cadoul după ce cântați, o să vi-l dea colegii mei. Doamnelor și domnilor, Ionuț Dălănescu, Mioara Velicu.
Ionuț Dolănescu. Mulțumim! Sponsor Casa Timiș. Sărbători fericite! Farmacia inimii Catena. Sărbători fericite! Farmacia inimii Catena. Personală în care l-am revăzut pe tata, am revăzut acolo atâtea nume importante ale scenei publice din România, era și Nadia Comăneci acolo, Romica Puceanu și Ioana Radu. Ioana Radu, și maestru Florin Georgescu. Florin Georgescu, exact. Alexandru Lulescu, actorul Alexandru Lulescu. Prieten care, de familie. Da, prieten. Dar cred că cel mai important este tata. Dacă ar fi să ne spui ce fel de tată a fost pentru tine Ion Dolănescu? Un părinte extraordinar. Mi-a fost și tată și mamă. Pe mine, de fapt, m-a crescut bunica mea. Eu sunt copilul cu două mame. Mama mea naturală, Maria Ciobanu, care n-am avut fericirea să o am în copilăria mea alături de mine. Am regăsit-o puțin mai târziu. Dar trebuie să vă spun că după ce am regăsit-o și ne-am reconsiderat relația la Los Angeles, cred că se întâmpla prin anul 1994, când eu am pășit prima dată pe continentul american. Sora mea m-a invitat la Los Angeles, mi-a spus, zice, uite, mama e aici, ar vrea să te vadă, aveam 22-23 de ani. Deci târziu, oricum. Târziu, dar mai apoi am fost nedespărțiți. Am făcut multe, multe turnee frumoase cu mama, cu marea interpretă Maria Ciobanu în Australia. Dar până atunci, tatăl a fost imaginea centrală. Tata cum era pentru tine? Da, și vreau să amintesc, pentru că am văzut-o în aceste imagini, spunea că am avut două mame, pentru că, de fapt, m-a crescut bunica mea, mama tatălui meu, o femeie remarcabilă, o femeie simplă, de la țară, dar care a crescut 8 copii și îi port o amintire foarte dragă, pentru că, deși era un om simplu, m-a crescut așa, cu frică de Dumnezeu, și avea o inimă în care încăpea toată familia noastră și suntem un neam mare, suntem un neam numeros. Și îi mulțumesc bunicii Gherghina pentru acest lucru. O și comemorăm în fiecare an, pe 22 septembrie, ne strângem familia acolo la Pierșinar și o comemorăm pe această mamă, bunică, străbunică, străstrăbunică, pentru că Dumnezeu a iubit-o și a trăit 102 ani. Extraordinar! Da, și cred că m-a iubit și pe mine, de vreme ce mi-a dat o educație sănătoasă și sper că... Ea a fost cumva stâlpul tău în copilărie. Al întregii familii. Și al întregii familii. Bunica și... Gherghina, Maia Didina, cum îi spuneam noi, era rădăcina noastră. Acum noi suntem așa de uniți, de când nu mai e dânsa. S-a stins în anul 2014, dar am avut grijă de domnia sa până în ultima clipă de viață. A fost perfect lucidă și a fost o mamă extraordinară, într-adevăr, o mamă eroină. Apoi, cum ți-am povestit, am regăsit-o pe mama mea naturală, destul de târziu,
la 20 ceva de ani, dar niciodată nu e prea târziu. Așa este. Și am fost nedespărțiți până acum de un an de zile, de când mama locuiește în America, pentru că se simte mai bine acolo, dar mulțumim Bunului Dumnezeu că este bine, sănătoasă și am primit în acest an 86 de ani. Mulți înainte, mulți înainte îi dorim. Îi spunem la mulți ani mamei și o iubim din toată inima, pentru că pe ea o mai am. Vom reveni la mama. Acum aș vrea să aflu de la tine care a fost până la urmă cel mai important dar pe care l-ai primit de la tata. Cred că acest dar de a cânta. Cred că este darul sublim pe care familia noastră, pentru că nu numai eu cânt în această familie, și unchii mei, Constantin și Nicolae, au cântat alături de tatăl meu. Și eu sper din toată inima că și copiii mei, respectiv Ioana și Iancu, pentru că Vlăduț nu vrea să cânte sub nicio formă, dar cine știe, până la urmă s-ar putea să descopere și el această plăcere divină. Vă dați seama că e un lucru extraordinar să cânți și să bucuri oamenii cu vocea, cu harul tău. Ce-ți poți dori mai mult? Exact. Atunci când erai pe scenă, atunci când cântai, mai ales la început, simțeai cumva judecata tatălui tău? Îți spunea ce nu-i bine, ce trebuie să corectezi sau ce nu-i plăcea? Îți spunea asta? Trebuie să vă spun că și tata și mama, din punct de vedere al meseriei, erau foarte, foarte stricți. Deci te certau? Oh, bineînțeles. Cam cum sunau așa? Ce-ți reproșau? Nu, tot timpul tata mă corecta. Și ca ținută scenică și... Îți dai seama, eu am început să cânt în anul 1981, am avut șansa să debutez pe stadionul din Fetești, sub bagheta maestrului Ionel Budișteanu, cu un întreg ansamblu, ansamblu Rapsodia Română, unde erau peste 40 de instrumentiști. Și să te vezi în fața la câteva mii de oameni, poate 10.000 de oameni, eu știu că pe vremea aia românii iubeau foarte mult folclorul și tata rupea stadioanele, bine, nu numai tata, și mama mea, Maria Ciobanu, și doamna Irina Loghin, Benone Sinulescu, alt mare interpret. Sigur, sigur. Da, deci atunci veneau mii de oameni ca să-i vadă și poate că, nu știu, mulți dintre colegii mei poate spun, păi sigur, lui a fost ușor să se ridice, să se afirme, pentru că a fost băiatul lui Ion Dolonescu și al Mariei Ciobanu, dar din contră, nu a fost deloc ușor să-mi arăt și eu valoarea, pentru că știi că e un proverb românesc care spune că în umbra marilor stejari nu prea cresc și alți copăcei. Ori eu, ca să demonstrez că totuși am și eu ceva de spus în muzica asta populară, mi-a fost foarte greu, având doi părinți, doi corifei ai muzicii populare românești, Ion Dolonescu și Maria Ciobanu. Deci a fost dublu mai greu. Pe undeva acest nume, Dolănescu, a fost, este și o binecuvântare, dar a fost și o povară pentru mine. Mă gândesc ce faci atunci când ți-e dor de tata? Îi ascult cântecele și plâng. Nici nu vine să cred că au trecut 15 ani de la plecarea marelui artist și domn, îmi place mie să-l numesc, pentru mine și pentru cei care l-au cunoscut. Dacă am face un exercițiu de imaginație acum și... uite, chiar așa, în platoul acesta, acolo în centru, să ne imaginăm că este Ion Dolănescu. Ce ei spune? Că mi-e foarte, foarte dor să cânt cu el, pentru că alături de el am pășit prima oară pe scenă și... cât o mai vrea Dumnezeu să-i duc cântecele mai departe, așa cum de altfel și-a și dorit. Și tatăl meu a lăsat un testament nescris în cântecele sale. Îl citez, cântecele cu dor greu le las la Ionuț al meu. Nu a spus că le lasă nimănui altcuiva decât mie. Iar eu încerc cu umilință să duc, cum se spune, steagul mai departe, să duc cu mândrie acest nume pe care ni l-a lăsat și să readuc în fața publicului cântecele pe care Ion Dolănescu le-a creat, le-a nobilat și le-a interpretat cu atâta sensibilitate și dragoste, pentru că era un mare patriot, un mare român.
Aș vrea să privești către ecran și sper ca imaginile următoare să fie un dar de suflet pentru această clipă și pentru noi toți amintirea a ceea ce au însemnat întâlnirile dintre tată și fiu în fața publicului. Filmul, vă rog. Vino feciorașul tateiul, că te aștept în pragul toamnei. Tatăl tău se adă de seară, te așteaptă lângă gardă. Opre strănuri, nu viadă, lacrima ta ti-a amară. Of, dor de acasă, of, dor de tată, dorul de voi nu mă iartă. Da, foarte, foarte multe filmări în arhiva televiziunii române. Ești cumva și tu de al casei și mă bucur, vezi că revedem clipe cu totul speciale. Ai lucrat, cred, cu toți realizatorii, nu? Din televiziunea română ai ultimelor decenii. Of, doamne, dăm voie să le mulțumesc, începând cu doamna Elize Stan, doamna Teodora Popescu, doamna Florentina Sadmări, Gheorghe Palcu, Ion Banu, toți ceilalți, Niculina Merceanu, mulți dintre realizatorii de emisiuni folclorice, dar ce bine că aveți această arhivă extraordinară, pentru că îmi dau seama că alături de tată am scris istorie în TVR. Cu siguranță și uite, și cu emisiunea din această seară sper să facem acest lucru. Doamnelor și domnilor, în clipele următoare Ionuț va cânta pentru dumneavoastră, iar eu mulțumesc partenerilor noștri Aqua Carpatica pentru sprijinul acordat. Ionuț Dolănescu! Călătorule din drum, stai o vorbă ca să-ți spun, mă. Călătorule din drum, stai o vorbă ca să-ți spun, mă. Că poate în drumul tău mai ai să treci prin satul meu, mă. În mijlocul satului, pe șoseaua dealului, mă. În mijlocul satului, pe șoseaua dealului, mă. Este o fântână cu roată, te oprește și bea apă. Este o fântână cu roată, și bea apă. Hai să vă spun cum s-a întâmplat, mă. S-a dus vestea-n toată țara, de codin din Buduhala, cum
cum s-a dus el la pădure cu-n topor și cu o săcude. Au, 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 Cotin al meu, mă, nu mai pot de dorul tău, mă, iar ție nici că-ți pasă, că ți-am spus să stai acasă. Iar ție nici că-ți pasă, că ți-am spus să stai acasă. Tăie pluta dintr-o dată, a tăiat-o singurel, pluta a căzut pe el. Au, 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 mumă Codine, n-a vorbit mumă cu tine, mumă, să nu te duci la pădure, că pică pluta pe tine. Codin a ascultat, pluta pe el a picat. Și din tot sufletul
zăpadă ca pe un bulgăr de zăpadă. Ce se topește la soare când e arșița mai mare? Dar eu nu mă negășesc, știu proverbul românesc, mă. Că românul face haz chiar cu lacrimi pe obraz, mă. De-aș putea din lumea bună să smul tot ce-i mă drăguna. Să rog soarele și luna să usuce mătrăguna. Ba să-mi trăiască dușmanii și eu să le număr anii. Să trăiască să le cânt, mă. Mai scot una câteodată. La mulți ani trăiți cu toții, și bătrânii și nepoții. La mulți ani cu sănătate și de rău să fim departe. Să știu pentru ce le trag, că omul care muncește nu-i păcat când chefuiește. Dați-mi vasul cu trei ceruri, tem de astăzi până miercuri. La mulți ani cu sănătate și de rău să fim departe.
Păi la mulți ani trăiți cu toții, și bătrânii și nepoții. La mulți ani cu sănătate, și de rău să fim departe. La mulți ani! Acum vin, măi, mândre pline de venin, mă. Păi de venin și de necaz, că n-am fost aseară treaz. Hai, hai, că nu-i rău, că seamăn cu tatăl meu, măi. Păi de venin și de necaz, că n-am fost aseară treaz. Hai, hai, că nu-i rău, că-s mai hoț ca tatăl meu, măi. Fază sat, măi, niciodată n-a fost beat, măi. Însă eu, copilul lui, stau la ușa matului. Hai, hai, că nu-i rău, că seamăn cu tatăl meu, măi. Și tata vorbea cu o fată, cu șapte deodată. Hai, hai, că nu-i rău, că-s mai hoț ca tatăl meu. Mulțumim foarte mult și vă rog să-mi permiteți să transmit mulțumiri speciale pentru sprijinul acordat Catena Farmacia Inimii, pentru că ne este alături și de această dată. Mulțumim foarte mult! Sponsor Casa Timiș. Sărbători fericite! Farmacia Inimii Catena. Banca Centrală Cooperatistă Credit Coop și băncile cooperatiste afiliate vă urează Crăciun fericit! Sărbători fericite! Farmacia Inimii Catena. Dragi prieteni, Ionuț Dolănescu a avut întotdeauna un cult pentru artiștii serioși, cei care tratează scena și publicul cu respect și pentru care muzica nu înseamnă doar bucurie, pasiune, ci înseamnă și cunoaștere. Un vechi și statornic prieten al lui Ionuț Dolănescu, dar și al nostru, vine să-i spună la mulți ani. Doamnelor și domnilor, Marcel Pavel! Bine ai venit, Marcel! Bine v-am găsit! La mulți ani tuturor! Crăciun fericit și pentru tine! Și vreau să-mi spui pe scurt, cine este Ionuț Dolănescu pentru muzica din România? În primul rând, mă onorează invitația. Spui Ionuț Dolănescu, spui o legendă vie. Îmi permit să te numesc așa pentru că ești, chiar dacă ești mai tânăr decât mine, dar ți se potrivește, pentru că reprezinți una dintre cele mai importante voci ale folclorului românesc și nu numai, chiar și cel clasic. Și îți mulțumesc încă o dată pentru prietenia acordată, dragul meu. Îți mulțumesc, câți frate, ani de prietenie vă leagă? Cred că 20. Mai bine. Deci peste 20 de ani. Și să știți că am salvat și viața. Cum asta așa? Am vrut eu să spun, se întâmpla la Chișinău în urmă cu câțiva ani, când pur și simplu m-am înnecat la o masă. Am văzut într-o fracțiune de secundă că se întâmplă ceva. Nu mai aveam aer. Și nu reacționa nimeni. Eram cu Andrei Chereștei. Andrei Chereștei a reacționat dându-i o palmă pe spate ușor așa, iar eu am trecut la bărbăție și am dat câteva palme. Și ai dat. Prietenește așa. Întrebați-l că deja a început să... Deci avea lacrimi în ochi. Vă dau cuvântul. Deci așa de tare i-ai dat. Și mi-a spus că filmul vieții trecuse prin deja... În secunde. Da. A, simțeai că te duci direct. Dacă nu mai ai. Păi așa, prieten, să ai toată iată viața acolo lângă tine. Bine, un prieten de-al nostru, cum l-a spus, mă rog cumva nepurgi ghinion, că și mie mi-ai salvat viața. Doamne! Doamnelor și domnilor, avem și pentru tine, Marcel Pavel, un cadou din partea celor de la Casa Timiș. Tu ești acum cunoscător. Îl beau în cinste a celor care ne privesc, a voastră. Vă mulțumesc foarte mult. La mulți ani tuturor. Crăciun fericit, sărbători fericite. Să aveți parte de glorie și iubire și sănătate. Vă iubesc. Doamne ajută, asta îți dorim și ție. Eu nu ți-am rugăminte. O să-l băm împreună, dar să nu vorbești când bei, te rog, da? Bun, îl găsești în culise. Doamnelor și domnilor, Ionuț Dolănescu, Marcel Pavel. Succes!
eram tânăr fecior, eram fala munților. Umblam ziua la vânat, prin codru verde de brat. Când eram tânăr fecior, eram fala munților. Umblam ziua la vânat, prin codru verde de brat. Pușca și cureaua lată, ce bărbat eram odată. La mâna prin munt și băi, cu ortacii porneam cu neoam picioare pe urme de căprioare. Mă opream în poieniță, beam apă din fântâniță. Porneam cu roba-n picioare pe urmă de căprioare. Ne opream în poieniță, beam apă din fântâniță. Pușca și cureaua lată, ce bărbat eram odată. La mâna prin munt și băi, cu ortașii mei. Iute, vremea a trecut și uite că am îmbătrânit. Să mai merg cu terenui, să iau urma cerbului. Iute, vremea mi-a trecut și uite că am îmbătrânit. Să mai merg cu terenui, să iau urma cerbului. Pușca și cureaua lată, ce bărbat eram odată. La mâna prin munt și băi, pușca și cureaua lată, ce bărbați eram odată. La mâna prin munt și băi, cu ortacii mei. Mulțumim! Aqua Carpatica, partenerii noștri în realizarea acestui eveniment. Și iată că după ce am urmărit acele imagini care vorbesc despre familia lui Ionuț Dolănescu, se află aici alături de noi familia lui, familia de acasă, Doinița în primul rând, alături de cei doi copii. Te rog să ne spui tu câți ani? Fetița are 13 ani și băiețelul 9. Mulțumesc că i-ați adus, pentru că ați acceptat să fiți aici împreună. De sărbători am spus că e foarte potrivit ca tot ceea ce ține de Crăciun să fie petrecut în familie. Or, tu ești stâlpul acum familiei lui Ionuț Dolănescu, Doinița. Da. De câți ani? 16 ani. Cam 16 ani. Le dorim foarte mulți ani înainte. Și vreau să-mi spui cum este Ionuț când iubește.
Ionuț este omul care tot ce face, face la superlativ. Deci, tată bun, soț bun și artist, bineînțeles, cel mai bun. Uite ce copii frumoși am făcut. Așa, cred că asta era răspunsul, exact, da, da, da. Ne uităm la copii și știm exact ce înseamnă Ionuț, omul îndrăgostit. Cu ce te-a cucerit? Pentru noi, el este stâlpul. El este șeful, așa, este. Așa zicem noi. Dar e chiar șef de adevăratele? Este, este, da. Îți place lucrul acesta sau câteodată îți displace? Nu, îmi place. Îmi te-ai obișnuit așa cu el, probabil? Da, să existe un lider în familie. Am înțeles. Deci la voi cocoșul cântă, da? Da. Încă până... mai cântă. Okay. Băiatul mai mare are 16 ani. Mulți și înainte. Când își dorește ceva, zice mami, te rog mult, pe tine tata nu te refuză niciodată. Și așa rezolvă totul, nu? Așa deci rezolvăm. Tot cu tine până da. La urmă. Cu ce te-a cucerit Ionuț? Prin omul Ionuț Dolănescu. Prin felul lui de a fi... Este un om foarte bun, foarte recunoscător și, ce să zic, pentru noi Ionuț este Dumnezeu. Mama mia! Deci să spună soția așa ceva despre tine e mai mult decât flatant. Înțeleg că e o raportare foarte directă și clară în raport cu autoritatea pe care o are ca soț, ca tată, ca stâlp al familiei. Da, așa este. Unde ești tu? Spate. Alături de copii, înțeleg. Alături de copii, dar eu mă ocup mai mult așa de studiu, de... Deci tu te ocupi de educația lor. Da. Și după de ce mâncare, principii? De bucătărie, de tot ce ține de casă. După ce principii vă educați copiii? Având în vedere că trăim în mediul acesta modern, în care e așa o avalanșă de toate în legătură cu educația copiilor. Principii sănătoase, creștinești, ale noastre, pe care le-am moștenit și noi de la părinții noștri și, uite, nu mă așteptam să fiu atât de flatat în această seară specială și mai ales de iubita mea soție. Într-adevăr, ne înțelegem foarte bine, suntem de aproape 17 ani împreună și cred că nu ne-am certat niciodată, dar să știți că Doinița nu este doar o mamă și ea nu stă doar în spatele meu, ea este și artistă. De cele mai multe ori este alături de mine pe scenă, mă susține, este o foarte bună compozitoare, aproape, hai să zic, în proporție de 80% ceea ce cânt eu în ultima perioadă, sunt creațiile ei. Și o mai acompanie și eu la pian. Ce înseamnă pentru tine femeia? Femeia pentru mine înseamnă, femeia pe care am iubit-o și o iubesc, înseamnă mama copiilor mei. Este un om cu totul și cu totul special. Ne-am cunoscut când ea activa în Orchestra Lăutarii, orchestră cu care eu am colaborat aproape 30 de ani, dirijată de marele maestru Nicolae Botgros. Pe care îl și salutăm. Îl salutăm și îi spunem la mulți ani. Și alături de care am înregistrat numai puțin de 10 albume de muzică populară. Și acolo ne-am cunoscut în anul 2004-2005, cred că înregistram un album la Chișinău. Și ai furat-o. Și din prima clipă, am furat-o că așa a fost să fie, dar din prima clipă părinții mei au îndrăgit-o și mama și tata și a fost foarte binevenită în familia noastră și mai apoi i-a adus pe lume tăticului meu și mamei mele și nepoții mult așteptați, nepoții pe care și dorea și mama Maria Ciobanu și tatăl meu Ion Dolănescu și iată e aici, de Ioana suntem tare mândri pentru că ea studiază vioara, este elevă la Colegiul Național de Muzică din Ulipati. Frumos! Da. Avem o profesoară extraordinară și a participat la mai multe concursuri și naționale și internaționale de vioară și are și voce, dar deocamdată nu deconspirăm asta pentru că vreau să vă fac o altă surpriză. La gala următoare, da? Pe care ne-o propunem oricum. Așa, da. Și despre el ce-mi spui? Iancu? Iancuțu! Studiază pianul. Deci tot cu muzica, da? Da, lui îi place să cânte. Pe cel mare nu l-am convins, pe Vlad, nici cum, nici înțeleg să vină aici. Înțeleg că Vlad e foarte independent, deci lui, și are da, drumul lui. Da, lui îi place la pierșinare și... Așa. Ce bine, ce bine, da. E un copil da. Cu minte, e un copil bun, hai e un copil frumos. Hai să dăm microfonul copiilor. Spune-mi, te rog frumos, zi, bună seara. Bună seara. Așa, cum e tata? Cum e tata? Tata e foarte, foarte bun. Așa.
Se joacă cu tine? Păi nu prea are el timp, dar e drăguț. Măcar reușește. E drăguț, îl cheamă și Ionuț, exact. Îți face cadouri? Da. Care a fost cel mai frumos cadou? Care ți-a plăcut ție? Mi-a luat o bicicletă. Foarte bun. Și știi să mergi pe bicicletă, da? Da. Bravo, bravo, bravo. Așa că ai înțeles, da, reproșul. Mai mult timp, de fapt, are nevoie. Mai mult timp pentru băiatul tău. Da. Să vedem și ce spune fiica Ioana, ta. Ioana. Te rog, bună seara. Cum e tata? Prin ochii tăi. Prin ochii mei. Cel mai bun tată pe care aș putea să mi-l doresc vreodată. Mereu este acolo pentru mine. Mă sprijină. Mă ajută. Te sfătuiești cu el? Da. Știu eu, ai o problemă? Da, când și când, sigur, da. Mai ales că am început să cânt puțin cu vocea și desigur vin la el cu sfaturi și încerc să înțeleg. Dar spune, îl asculți? Da. Și dacă nu asculți, ce se întâmplă? Păi, e decizia mea. Adică te lasă să faci și ce vrei tu? Sigur, da. Ai această libertate, nu? Sigur. Deci nu e domnul chiar așa autoritar, nu îți doresc acasă, nu face toată lumea ce vrea el. Am înțeles. Fă-i o urare tatălui tău, știi? Astă seară despre asta vorbim. O carieră de 40 de ani de scenă. Păi, îi doresc sănătate, bucurie alături de noi, cât mai mult timp împreună să petrecem, pentru că clipele sunt foarte importante împreună. Ce să mai spun? Mulțumim foarte mult. Concluzia este, dragi telespectatori, că ar trebui să-l lăsăm pe Ionuț Dolănescu mai mult pe acasă. Așa că vă rog eu mult de tot, gândiți-vă la acești doi copii și la Vlad de acasă și să mai stea un pic pe acasă. Nu-l mai chemați chiar așa toată ziua, bună ziua, la concerte. Exact! Totuși, pentru acești copii, cred că e important să fii mai des acasă. De doinița, ce să mai zicem? Dar important este că, uite, în momente speciale, cum sunt sărbătorile, și pentru voi sunt convinsă că ele se trăiesc așa cum se trăiește în orice casă de român și păstrați lucrul acesta, mai ales că aveți un cult pentru ideea de sărbătoare trăită în familie. Să vă dea Dumnezeu viață frumoasă împreună, să vă creșteți copiii exact așa cum v-ați propus și dacă ei vor alege muzica, probabil că vor fi la fel de fericiți ca voi doi. Pentru că muzica înfrumusețează sufletul și asta cred că trebuie să transmitem copiilor noștri și mai ales celor care se întreabă de ce trebuie să facă ai noștri copii muzică, desen, deci arte plastice și așa mai departe. Ele, de fapt, înfrumusețează sufletul, îl educă. Și atunci e bine să ne apropiem copiii de arte, în orice formă ar fi ele. Vă mulțumesc foarte mult, doinița, să-ți dea Dumnezeu ani mulți alături de Ionuț, să ai grijă de el, el să aibă grijă de tine și să aveți grijă de acest copii minunat. Mulțumim. Vă mulțumesc din suflet și acum am să îi las pe telespectator să se bucure de o piesă potrivită cu sezonul pe care îl traversăm, oferită de Marcel Pavel. Albe zăpese văd în zare, albe și lungi ca într-un vis. Ninge în noi și ninge în lume, și porți în cerul s-au deschis. Azi vreau să ascult ceva ce nu ți-am mai spus și nici nu ți-am scris. Spune povești cu zăpezi și copii, poate nu știi să iarna, mi le spune zi de zi.
Doamnelor și domnilor, vă rog să-mi permiteți să mulțumesc sponsorului nostru, Banca Centrală Cooperatistă, Credicop și băncilor cooperatiste afiliate pentru sprijinul acordat. Iar acum, o prezență foarte obișnuită cu acest platou de mulți ani alături de echipa noastră. Astă seară vine să-i spună la mulți ani lui Ionuț Dolănescu, alături de sigur de întreaga sa echipă, membrii ansamblului Maria Tănase. Dragi prieteni, Niculina Stoican! Astăzi, mulțumim foarte mult, Niculina, pentru că ești aici. Cine e Ionuț Dolănescu pentru tine? O bucățică din România, o bucățică din Regat. Nu numai el, de două generații. Și cred că va mai urma o generație, pentru că el are niște copii frumoși și talentați, care sunt convinsă că vor sluji România prin cântecul popular la fel de frumos. Doamne ajută! Eu am să vă las alături de publicul, spectator și telespectator, cu un moment pe care cei doi l-au pregătit împreună. Este un cântec extrem de iubit și care sper din toată inima să ajungă acolo, în casa sufletului dumneavoastră. Niculina Stoican, Ionuț Dolănescu, succes! Vântul mă bate și din față și din spate, rău mă bate vântul, frate. Și mă pleacă la pământ, dar eu mă ridic și cânt, cântecul și dragostea mi-au mângâiat inima mai. Și mă pleacă la pământ, dar eu mă ridic și cânt, cântecul și dragostea mi-au mâncat tinerețea, mă. Of, mi-e drag lumea, of, mi-e drag pământul, și-ai muri când mi-o fi rândul. Of, mi-e dragă lumea,
lume trecui, ca pasărea pe sub grui, niciun folos nu avui, mă. Că ți-am cântat și tu lume m-ai uitat, când mi-a fost greu m-ai lăsat, mă. M-ai lăsat ca să mă zbat ca peștele pe uscat, cântecul și dragostea mi-au mângâiat inima, mai. M-ai lăsat ca să mă zbat ca peștele pe uscat, cântecul și dragostea mi-au mâncat tinerețea, mă. Of, mi-e dragă lumea, of, mi-e drag pământul, și-am să mor când mi-o fi rândul. Știu cânta, când că mi-e dragă lumea, din copilăria mea, mă. Eu nu cânt că nu am bani, eu cânt pentru ai mei țărani, cântecul și dragostea mi-au mântuit inima, mă. Eu nu cânt că am vreun dor, eu cânt pentru al meu popor, cântecul și dragostea mi-au mâncat tinerețea, mă. Of, mi-e dragă lumea, of, mi-e drag pământul, și-ai muri când o vrea sfântul. Of, mi-e dragă lumea, of, mi-e drag pământul, și-am să mor când mi-o fi rândul. Stoican, Ionuț Dolănescu, mulțumim! Și să știi, Niculina, că Ionuț Dolănescu a făcut următoarea afirmație. Niculina Stoican este prima mea dragoste. Te rog să ne spui de ce. Este foarte adevărat. Noi am fost la școală aici în București împreună, la Generală 71. Da. Eu am fost prima lui dragoste, iar el a fost pentru mine prima mea dragoste. Incredibil ce aflăm noi în seara aceasta! Vreau să-ți spun că primeam bilețele de dragoste de la Ionuț, scrise la mașina de scris, cu cerneală roșie. Nu cred! Și le am și acum. Și vreau să-ți mai spun un lucru. Am fost întotdeauna fascinată de faptul că domnul Ion Dolănescu îi spunea vodă. Da. Așa este. Tatăl meu era îndrăgostit și o prețuia foarte, foarte mult pe marea interpretă, pe mama Niculinei, pe doamna Angelica Stoican, pe care o îmbrățișăm și urăm un Crăciun fericit. Doamne ajută, așa să fie. Vă mulțumesc tare mult. Ce frumos că viața ne-a readus pe scenă împreună. Asta spuneam, o clipă frumoasă de care sper că s-au bucurat toți telespectatorii noștri. Niculina Stoican, mulțumim, mulțumim! Sărbători fericite! Farmacia inimii Catena. Sărbători fericite! Farmacia inimii Catena. Doamnelor și domnilor, spectacolul continuă cu un invitat
a cărui voce a marcat, aș spune, generații de artiști din lumea muzicii populare de la noi. Iar Ionuț Dolănescu l-a dorit în gala sa aniversară, considerându-l o prezență cu totul specială. Dragii mei, Ionuț Fulea! Îmbrățișez, frate drag. Bine ai venit, Ionuț. La mulți ani. La mulți ani tuturor celor care ne urmăresc și la mulți ani ție, Ioane. Mulțumesc, Tizule. Acum nu știu cum să mă refer, Ionuț 1, Ionuț 2, nici nu știu cum să vă departajez, Fulea și Dolănescu. E simplu. Cine nu, este? Mai simplu este 1 și 2. A, bine, mamă, câtă aroganță aici la un ardelean. Păi uite, vezi... Ce să zic, domnul Dolănescu e mai modest și o să zică 1 plus 1 egal 2. Așa. Dar nimic, oricum cei din urmă vor fi cei din tâi. Întotdeauna, corect, întotdeauna. Ce să-ți fac ardelene acum? Ai zis? Ai luat. Deci, Ionuț Fulea, de foarte mult timp vă știți în scenă, în afara scenei. Ce-ți place la Ionuț Dolănescu? Pentru ce îl prețuiești? Pentru ce ești în seara asta alături de el? La felul lui de a fi, la lumina pe care o văd de fiecare dată, atât în ochii lui, cât și pe fața lui, eu mi-aș permite să spun că are o liniște interioară aparte. Este un om luminat. Sigur că gândul mă duce la un om liniștit, la un om cumpătat, un om așezat. Și dacă mi se permite a spune... Pe lângă faptul că este un bun român, cred că ceva origini de ardelean are. Hopa! Exact, pentru că străbunicul meu din partea mamei îl chema Ion Ciobanu și a venit prin transfumanță în Vâlcea, unde s-a născut marea interpretă Maria Ciobanu la Roșiile de Vâlcea. Dar are dreptate că am origini ardelenești. Și uite cum se întâlnesc cărările celor doi. Tot cu ardealul. Pentru că nimic nu-i întâmplător pe lumea asta. Mă bucur să vă văd împreună și o să mă bucur și mai mult să vă ascult împreună. E vorba de o premieră astă seară, doamnelor și domnilor, împreună la microfon, Ionuț Dolănescu și Ionuț Fulea. Îți mulțumesc, frate, de cu când te ești aici. Cu mult drag, sunt onorat să fiu lângă tine. Mulțumesc mult. Și nici fete mai frumoase. Hai, hai, inimă, hai. Mulți bogați ca puseni, oameni buni ca ardeleni. Hai, hai, inimă, hai, măi! Hai, rugării din Beclean lăsat fără suman, pe-i drumul gării m-a pus bine, de n-am cămeșă pe mine. Hai, hai, inimă, hai, pe-i drumul gării din Beclean, și-o fată de ardelean. Hai, hai, inimă, hai, June. Hai, hai.
acasă-mi fi băciță mândră, draga mea. Dragul mi pe tine, lene, dragul mi pe gura ta. Vine acasă-mi fi băciță mândră, draga mea. Că de dor, că mândră mor și eu, mor mai bine de-al tău. Vine mândră, draga mea, vine mândră sus pe munte să-mi dai gura ta. Vine, dragă măriuță, vine mândră, draga mea, vine mândră sus pe munte să-mi dai gura ta. Că de dor, că mândră mor și eu, mor mărie de-al tău dor, că nu mi-i ușor. Pe munte, pe imaș, nu ne trebuie gănaș, nici povărță ne cunune, numai noi pe lume. Sus pe munte, pe imaș, nu ne trebuie gănaș, nici povărță ne cunune, numai noi pe lume. Că de dorul tău, mândră mor și eu, mor mărie de-al tău dor, că nu mi-i ușor. Că de dorul tău, și eu, mor mărie, dar tău dor, nu mi-i ușor. Ionuț Culea, Ionuț, o să te rog să rămâi, avem și pentru tine un cadou din partea sponsorilor noștri, Casa Timiș. O sticlă de vin pe care s-o bei tu cu Ionuț Dolănescu după emisiune, da? Mulțumesc, mare drag! Vă pup! Doamne ajută, mulțumim! Ați putut o revedea pe Leontina Văduva într-un moment extraordinar. Este, aș spune, mai mult decât o voce, Ionuț, o voce de excepție pentru folclorul românesc. După cum veți vedea în clipele următoare, disponibilitatea sa vocală îi oferă lejeritate în a aborda orice gen muzical. Și asta, știm cu toții, este mai rar. Ar fi putut avea o carieră de succes pe scena lirică, având în vedere și studiile realizate la Paris. Vi-l prezentăm în minutele următoare ca artist liric, alături de bunii săi prieteni, Alin Stoica și Ștefan Radu, cărora le spun bună seara și bine ați venit! Bună seara! Bine v-am găsit! Mă bucur tare mult să vă avem ca oaspeți aici, în platoul televiziunii române. Îi mulțumesc lui Ionuț, care a avut această idee minunată și cu Alin m-am mai întâlnit în multe rânduri în scenă. Avem în el un artist extraordinar pe care mi-ar plăcea să-l vedem mai des pe toate scenele din România și aș vrea să vă întreb doar atât. Ce înseamnă Ionuț Dolănescu pentru voi, pentru tine, Alin? Pentru că e o prietenie, înțeleg, puternică aici. Și în ce rol l-ai distribui pe Ionuț, dacă ai putea să faci asta? Pentru mine, Ionuț este un frate drag pe care îl iubesc și îți mulțumesc
acum încă o dată pentru această invitație și sunt onorat să mă aflu în această gală. Ești minunat. Tu mâine poți să urci pe scena operei din București și chiar în acest rol din Traviata, în Alfredo Germont, cred că ai fi senzațional. Deci asta vom și asculta în clipele următoare, domnilor și domnilor. Vă las un moment cu totul special. Succes! Ștefani Radu! Mulțumim! La mulți ani, frații mei dragi! Vă iubesc! Noi te iubim! Mulțumim din suflet! La mulți ani! Sponsor Casa Timiș. Sărbători fericite! Farmacia inimii Catena.